Bună tuturor! Sunt Adina Drimbe, psihoterapeut și vă spun bine ați venit la atelierul de parenting Bebe Biblioteca, un proiect al Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba și al Consiliului Județean Alba. Astăzi continuăm cu o altă temă importantă de parenting și anume primii ani de viață ai copilului, etapele de dezvoltare ale copilului și rolul jocului și al socializării în viața acestuia. Copilăria este o etapă unică în dezvoltarea fizică, cognitivă și pentru cea psihosocială. Sub ochii părinților, cu o rapiditate pe care adesea nu o conștientizăm, copilul se află în continuă dezvoltare fizică, mentală și psihoemoțională, încă din prima zi de viață până să devină adult. În primele luni după naștere, deși este complet dependent de mamă, bebelușul trece printr-o etapă accelerată de dezvoltare pentru ca, spre vârsta de un an, să facă ușor primii pași spre autonomie. Această minunată călătorie din prima parte a vieții începe cu perioada cuprinsă între naștere și vârsta de 3 ani, numită prima copilărie, care pune bazele dezvoltării ulterioare a personalității copilului. Încă din ziua în care bebelușul vine pe lume, acesta își începe procesul de învățare și dobândire a abilităților de relaționare cu cei din jurul lui și de gestionare a sentimentelor. Emoțiile încep să apară în mod progresiv pe măsură ce crește, până când, încetul cu încetul, are loc dezvoltarea cognitivă și copilul începe să fie conștient de propriile emoții, dar și de emoțiile celorlalți. Copiii, la fel ca adulții, se confruntă cu cele 6 emoții de bază care fac parte din arsenalul emoțional uman și anume frica, furia, tristețea, dezgustul, uimirea și bucuria. Încă din primii ani, părinții trebuie să îi împrietenească pe copii cu emoțiile lor, să îi învețe că ele trebuie acceptate, astfel încât să nu ne facem rău nici nouă, nici celor din jurul nostru. Abordarea aceasta în care părinții încearcă să înțeleagă de unde vin emoțiile copilului și ce spun ele despre el și viața lui interioară ne oferă posibilitatea de a primi răspuns la aceste întrebări, dar mai ales ne oferă șansa de a găsi soluțiile de care au nevoie. De la naștere până la sfârșitul lunii a doua, dezvoltarea copilului este reprezentată de simbioza în care se află nou-născutul față de mamă. Principalele moduri de manifestare a emoțiilor în acest stadiu sunt plânsul și contactul vizual. Chiar dacă nou-născutul zâmbește adesea, mai ales în somn, zâmbetul este acum doar un reflex involuntar. Abia după 6 săptămâni, zâmbetul poate fi considerat o reacție afectivă conștientă. Încurajez ca părinții să răspundă semnalelor emoționale ale copilului, deoarece bebelușii învață chiar și concepte abstracte, cum ar fi cel de cauzalitate, prin joacă și prin relații apropiate. Practicarea conectării părinte-copil în care bebelușul gângurește, părintele imită acel sunet și tot zâmbesc, aduce cu sine apropierea și dezvoltarea copilului într-o manieră sănătoasă. Adevărul este că înainte de a fi capabil să tragă de sfoara unei jucării în pătuți, bebelușul trage de corzile inimii mamei și tatălui său. Cultivarea relației pozitive dintre copil și adult, care să inspire celui mic încredere și siguranță, reprezintă cheia pentru o dezvoltare socio-emoțională armonioasă. Urmează vârsta de 3 luni, care corespunde perioadei de diferențiere a copilului față de părinți. O etapă importantă în evoluția sa, în care micuțul realizează că mama și tatăl reprezintă lumea exterioară, iar zâmbetul bebelușului devine un răspuns la contactul vizual cu părinții. Între 6 și 8 luni începe să perceapă manifestările celorlalte persoane din jur și își fac apariția gângurelile ca reacții la sunete sau cuvinte pe care îi le adresează părinții.
După vârsta de 8 luni, dezvoltarea psihoemoțională avansează rapid, copilul începe să devină anxios în preajma străinilor, înțelege sensul cuvântului nu, plânge pentru a-și exprima frustrarea și se simte în siguranță în preajma persoanelor cunoscute. La vârsta de 1 an, oscilează între a fi cooperant și necooperant, fiind modul lui de a-și manifesta personalitatea. Câteva recomandări pentru părinții care au copii până la vârsta de 1 an. Zâmbește, vorbește și interacționează cu bebelușul frecvent. Nu uita că exemplul pe care îl întruchipezi este mai important decât ceea ce spui. Citește-i des, reprodui expresiile faciale, copleșește-l cu afecțiune și nu te gândi că îl vei răsfăța dacă îl îmbrățișezi sau îl alinți prea mult. Între 2 și 3 ani, copilul continuă să-și manifeste independența față de părinți, crizele temperamentale pot continua și apar bine cunoscutele răspunsuri frecvente cu nu. Aceasta este o etapă în care își schimbă rapid starea de spirit, se încăpățânează des, are accese de furie pentru că vrea să facă lucrurile în felul lui. Este și foarte entuziasmat de controlul pe care tocmai a descoperit că îl poate deține. Va dori să facă propriile alegeri, așadar, faceți-vă copilul părtaș la luarea unor decizii specifice vârstei lui și oferiți-le șansa să vă ajute cu îndatoririle casnice potrivite. Asigură-i un vocabular bogat pentru exprimarea emoțiilor, numind diversele emoții și vorbind frecvent despre ele și totodată fiți un bun ascultător, transmițându-i astfel următorul mesaj. Ce contează pentru tine, contează și pentru mine. Între 3 și 6 ani, vârsta preșcolarității reprezintă a doua copilărie în care acesta descoperă continuu realități exterioare. La 3 ani, copilul devine tot mai conștient de propria persoană. Este faimoasa perioada crizelor de independență, când copilul face exact contrariul față de ceea ce îi se spune. Se revoltă când este contrazis, vrea să mănânce singur, să se îmbrace singur. La 4 ani apare dezlănțuirea verbală, dominată de întrebările constante și anume de ce, cum, unde, când. În această etapă, copilul poate dezvolta frici, precum teama de întuneric, de separare, frica socială. Tehnica externalizării folosită în terapia narrativă poate fi o soluție aplicată de părinți pentru copiii care se confruntă cu frici. Această tehnică evită întrebarea pe care adesea părinții o pun copiilor lor. De ce ți este frică? Nu ar trebui să ai teamă. Această abordare în care întrebăm copilul ce îți spune acum frica, ce e ciudat la ea, le permite copiilor să aibă o relație nouă cu problema. Când copiii vă spun ceva rău, ce li s-a întâmplat sau chiar înfricoșător, le puteți spune și după aceea ce s-a întâmplat, insuflându-le ideea că și cele mai înfricoșătoare lucruri au și un capitol următor. La fel poți să-i întrebi și când au un coșmar, poți să-ți închipui un sfârșit viteaz pentru visul acela? Odată cu intrarea în colectivitate, copilul învață să socializeze cu alți copii, să se joace împreună, să împartă jucăriile și încep să dezvolte foarte mult abilitățile manuale, iar copilul este captat de diverse jocuri educative care sporesc creativitatea. Aceste jocuri oferă și contextul de a exersa diverse abilități relaționale. Jocul este esențial în dezvoltarea copilului, deoarece îl ajută să înțeleagă lucruri în echipă, să colaboreze, să rezolve conflicte, să înțeleagă sentimentele și reacțiile celorlalți. Cea mai bună cale prin care părinții se pot apropia de copiii lor la această vârstă este joaca. Cele mai multe lucruri le știm despre copii atunci când ne așezăm pe podea și ne jucăm cu ei. Totodată, jocul este unul dintre cele mai potrivite moduri de a interacționa cu copilul, scoțându-l din blocajul afectiv sau din purtarea nepotrivită și atrăgându-l pe un teren al apropierii și al încrederii în sine.
Jocul cu exuberanța lui reduce din stresul parentajului deoarece cultivă încrederea și conexiunea și totodată o cale de a restabili legătura după o pierdere a apropierii. Copilul nu spune am avut o zi grea la grădiniță, pot să-ți povestesc, ci spune te joci cu mine. De la jocurile precum cucubau de avați ascunselea și prinselea, până la jocurile inventate, toate transformă joaca în adevărate contexte de conectare interumană. A treia copilărie, adică perioada dintre 6-7 ani și 11-12 ani, este marcată de primii ani de școală, care constituie o etapă decisivă în dezvoltarea psihoemoțională a copilului. La această vârstă vor dezvolta mai mult abilitatea de autocontrol, manifestând mai multă conștientizare a emoțiilor celor din jur. Relațiile familiale încep să se estompeze pentru a lăsa loc celor sociale. Pe lângă alfabetizarea școlară, respectiv dezvoltarea inteligenței academice, copilul continuă să-și dezvolte inteligența emoțională, deoarece este una dintre cele mai importante abilități care copilul are nevoie pentru a duce o viață echilibrată. Una fără cealaltă va conduce la dezechilibre în viața viitorului adolescent. Studiile arată că dacă îi ajutăm pe copii să-și îmbunătățească încrederea în sine, să-și controleze emoțiile și impulsurile supărătoare și să-și dezvolte empatia, răsplata lor nu va consta doar într-un comportament îmbunătățit, ci și în performanțe academice măsurabile. Câteva recomandări pentru părinții care au copii de 6-7 ani. Respectă-ți promisiunile. Pentru a crește copii loiali, trebuie să fii un model de loialitate. Evită să-l faci de râs în public sau în fața altor copii. O astfel de strategie spulberă încrederea. Explică-i clar care sunt limitele și așteptările tale, iar în loc de amenințări, fă afirmații ferme. Arată-ți interesul față de preocupările sale și pune-i întrebări și dă dovadă de o curiozitate autentică în legătură cu lucrurile care îl pasionează. Ascultă lucrurile mărunte acum pentru ca mai târziu să ți le spună pe cele importante. Și ține strâns legătura cu educatorii școlari ai copilului, asigurându-te că aceștia îi oferă condițiile de a se dezvolta și pe plan academic și pe plan emoțional. Și încă un gând de final, să nu vă fie teamă că dacă le dați o educație bună copiilor, aceasta va fi anulată de contextul școlar sau de noile anturaje în care copilul se va integra. Dacă încă din copilărie sunt așezate în el valori ca iubirea, generozitatea, bunul simț, copilul va căuta să se asocieze și se va simți cel mai bine și în siguranță în compania copiilor care au valori similare. Pentru aprofundarea acestei teme de discuție, recomand să împrumutați de la Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba următoarele cărți. 101 tehnici favorite ale terapiei prin joc, o carte despre importanța jocurilor terapeutice scrisă de Heidi Gerard și Inteligența emoțională în educația copiilor scrisă de profesorul de psihologie Maurice Elias. Pentru că viața de părinte este un labirint emoțional și relațional pe care îl străbați mai bine cu însoțitor, vă aștept cu drag la următorul atelier de parenting Bebe Biblioteca, un proiect al Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba și al Consiliului Județean Alba. Pe curând!